Prezent legal constituită, 13 consilieri prezenți din 13 în funcție. Punem la vot procesul de afară a ședinței anterioare. Sunteți de acord? Da. Împotrivă, abține? Nu. Bun. Dăm votul domnului primar să citească ordinea de zi. Hristos a înviat. Iată, suntem la ședința ordinară din luna aprilie, anul 2023. Dau citire următoarelor puncte de ordinea de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 anul 2023 al Comunei Cașin, județul Bacău. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.300.000 de lei. Punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Cașin. Punctul 5, un proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin negociere directă în beneficiul locului uman Uzum Comunici Mariana la două spații din imobilul dispensar uman medical, sau Cașin Comuna, Cașin de Bacău, utilizate în scopul desfășurării activității medicale. Punctul 6, un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cașin. Punctul 7, un proiect de hotărâre privind aprobarea acordării indicatorului tehnico-economic la obiectivul construit de Biserică Ortodoxă, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenița Sofia, Satul Curța Comuna Cașin, privind reglementarea unui măsuri fiscal bugetare pentru ajustarea creditelor contractate de achiziție publică. Punctul 8, proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale în anul 2024. Punctul 9, proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea hotărârii de vânzări locale 15-12-2021 privind majorarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022. Punctul 10, un proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Suplimentar, da? Dacă sunteți de acord cu suplimentarea pe ordinea de zi, cu încă 3 puncte. Un prim punct, proiect de hotărâre privind respingerea, modificarea sau ajustării tarifelor propuse de SECE, compania Rompre Service, de către OAT-urile membri, parte din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare de transport de șeuri municipale în județul Bacău. Următorul punct, proiect de hotărâre privind includerea teritoriului OAT Comuna Cașin în parteneriatul lider ca paratorului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală cu finanțare din planul strategic 2023-2027. Și la al treilea punct, privind aprobarea participării unității administrative teritoriale Comuna Cașin la programul privind cazarea autovehiculelor uzate. Da. Sunteți de acord cu ordinea de zi suplimentată? Da. Doamna președintă. Mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președintele ședinței și vă asigur să folosim lucrurile ședinței noastre cu bunitate, cu norme legale. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. Mulțumesc, doamna președintă. Primul punct privind rectificarea bugetului local prin trimestrul 2 al anului 2023. În urma raportului de specialitate întâlnit de doamna contabil, în același cu localul, în urma analizei efectuate asupra raportului de execuție bugetară de la data de 28.02.2023 și a extrasului de cont la momentul actual, au fost constatate depășiri de încasări față de bugetul inițial. La venituri, impozit pe clădiri fizice, vrea domnul Flavos să spună ceva? Da, am vorbit și cu doamna președinte de ședință, că se merg la un cuvânt cu soția, a fost internetul meu și ea că e acum o lună zile, chestia o folosesc la cuvânt. Dar o frumos dacă nu te ai bine. Sunteți de acord cu punctul de propria de zi? Da, în totalitate. Sunt de acord cu punctul de care a domnului de ședință?
Sunteți de acord, da? Da, mulțumesc mult. Continuăm prezentarea primului punct. O propunere din partea Biroului de Contabilitate. Se propune modificarea bugetului la venituri și cheltuieli al Comunei Cașe de trimestrul 2 al anului 2023 cu suma de 141.000 de lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. La capitolul 07.01 impozit pe credite la persoane fizice se majorează cu 17.000 de lei. Capitolul 07.02 impozit la credite de la persoane fizice se majorează cu 11.000 de lei. Capitolul 070201 impozit pe terenuri la persoane fizice se majorează cu 5.000 de lei. Și capitolul 480401 sume primite în contul plăților efectuate în anul curent se majorează cu suma de 108.000 de lei. La cheltuieli. Capitolul 5103 autorități executive titlul 20 bunuri și servicii se majorează cu 23.000 de lei. Facturi, ce mai avem restante case. Iar cei 108.000 de lei sunt de la AFIR venituri. La cheltuieli, capitolul 65.50, alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul 58, proiecte de finanțare din fonduri externe de rambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020, se majorează cu suma de 543.000 de lei. Capitolul 65.50, alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul investiții, se eliminează cu 435.000 de lei. Este vorba de investiția care avem în cotea școlii. Capitolul 6706, servicii religioase, titlul 71, investiții se majorează cu 2.000 de lei, este vorba de tabularea bisericii. Capitolul 7050, alte servicii, în domeniul locuinților, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 71, investiții se majorează cu suma de 8.000 de lei, în stilul investiție pe strada stadionului, care beneficiază și de case și terenul destinat de terenul de fotbal. Raport de analizare. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Cum urmează pe ordinea de zi, privind aprobarea contului de execuție bugetare pe trimestrul 1 în anul 2023 al Comunei Cașe de sub acolo. În urma raportului de specialitate, întocmit de doamna contabil Marcela Bălucanu, în aprilie și iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii municipalității au obligația de a prezenta în ședință publică preanaliză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. Aplicarea instituției se ține în partidă lucrări și urmărește să asigure informațiile ordonatorului de credit cu privire la execuția procesului de venituri și cheltuieli patrimoniului, cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie. Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se balanța analitică pentru conturile de furnizori, creanțe, clienți, debitori, materiale. Am o statistică făcută pe anul 2023 la capitolul de impozite și taxe. Unele venituri sunt peste așteptări. Impozit pe clădiri de la 170 pe primul trimestru
s-a ajuns la 197, ai pozit pe clădiri persoane fizice de la 95, s-a ajuns la 112, la impozit pe clădiri persoane juridice de la 75, s-a ajuns la 85.000 de lei, la terenul, impozit pe terenul de la 88 la 91.000 de lei, deci avem o creștere pe primul trimestru la aceste capitole, la impozite, poate avem și diminuri, să caut undeva să avem și diminuri, la venitul pe, din concesiuni, am avut 60.000, avem 46.000, venitul din amenzi și alte sancțiuni, am avut 10.000, acum avem 6.000, deci la unele capitole au crescut, la unele scăzut, dar poate vom recupera în trimestrele următoare. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Financiar, Administrarea Domeniului Public și Privat al României, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul hotărâri privind aprobarea acordului de execuție bugetară de trimestrul 1 din anul 2023 al României Cașul de Slovacău, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâri. Următorul punct de ordine de zi. Privind aprobarea contractării unei finanțări de rambursate interne în valoare de 1.300.000 de lei. În urma raportului de specialitate și comitetul doamna Marcela Cojocaru, pentru analizând veniturile și cheltuielile bugetului local, s-a stabilit că veniturile după deducerea cheltuielilor sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanțare, vederi, realizare și realizare și dezvoltare sistem de distribuție de gaze naturale comună ca și județul Bacău. Și solicităm și poziții local spre aprobare varianta aleasă de, care reprezintă contractarea unui credit intern în valoare de 1.300.000 de lei, era o bancă comercială, pe o durată de maxim 2 ani. Noi vrem să și achităm în acest an. Este vorba de partea de gazuri, mai vrem și primării o sumă de bani, ca să terminăm această lucrare la curiță în acest an. Prim motiv, dacă n-am fi avut acele executări zilnice, n-am fi avut bani de achitat, dar ca să nu prelungim și în anul următor, că avem varianta și prelungirea anticipată în ședința trecută, cineva aici, nu știam cu ce valoare va câștiga licitația firma din Mureș sau alte firme, cum participa mai mult. Faptul că avem un constructor bun și am vrea să terminăm această lucrare, vor și dumneavoastră să aprobăm un credit ca să ducem la bun sfârșit această lucrare în acest an, ca la iarna, în iarnă, cetățenii satului Curița să poată beneficia de această utilitate și banii îi recuperăm la finalul lucrării, prin recepția făcută de la Delgaz Crit și au fost și mandatului trecut din proiectii pentru pot, pentru ce au mai fost. Mai sunt și alte primării care fac aceste credite. Solicit Consiliul Local aprobarea acestui credit. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțe rambursabile interne, în valoare de 1.300.000 de lei, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanța de urgență 57 din 2019. Privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct de zi, privind aprobarea planului anual aveți răbdare să ne înscriu la cuvânt, la finalul orice prezintă punctul de ordine. Privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, destinate pregătirii și gestionării situației de urgență al Comunei Cașin. După cum știți, în fiecare an se întocmește un plan. Avem și un
Maior care ne ajută la întocmirea acestui plan și în fiecare an apelăm la sprijinul dânsului. Și în acest plan, împreună cu domnul Gustav Ionuț, sau dau citire câteva aspecte pentru asigurarea de resurse umane necesare gestionarii situațiilor de urgență pentru anul 2023. Avem un plan de recunoaștere și cercetare, de comunicații și informatică, de localizare și stingerea incendiilor, de asigurarea energiei pentru iluminată încălzire și alte comunități, de restabilirea stării provizorii de normalitate, de acordare de ajutoare de primă necesitate, de acordare asistenței sociale, psihologice și religioase, pentru asigurarea de cu resurse financiare necesare gestionării situației de urgență în 2023. Avem materiale, centrală telefonică, materiale de informare, puncte de informare, amplificări voce necesar. Aici am avea nevoie de 4 amplificatoare voce portabile, dar am probat sirena la școală și am văzut că funcționează. Avem dotare cu sirena. Am avea nevoie de o utilitate utilitară, auto-utilitară, serviciu de urgență, dar nu avem buget pentru așa ceva. În schimb, asigurăm motorină, avem camere video necesare pentru aici în fața primăriei, calculator cu imprimantă, antene, marcaje de evacuare, dar am avea nevoie de mai multe proprietăți de o calamitate mai puternică pentru protecția populației. Atât avem echipamente de protecție 5. Avem o drujbă. Deci v-am prezentat o parte din dotarea cu materiale pentru situații de urgență. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al României, Domeniul Cultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, arătând proiectul de hotărâre referit, aprobarea planului și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Cașin, în conformitate cu prevederea articolului 126, 136. Aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 56, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind aprobarea concesionării prin negociere directă în beneficiu doctorului Iman, în sub Bunici Mariana, în spații din mobil, în spensat un an medical, din sat, ca și în masaj de Bacău, utilizare în scopul desfășurării achizițiilor medicale. După cum am spus pe pagina mea de socializare, ne-am bucurat că a venit doamna ca și doamna doctor Uzum, Comunici Mariana și vrea să desfășoare un punct de lucru la Cașin și sprijinul cetățenilor Comunii Cașin. Acum solicităm, nu am solicitări din partea Dânsii. Propune spre aprobare concesionarea prin negociere directă a două spații din imobilul dispensar medical Cașin în beneficiul doctorului de familie dr. Comunici Marian, în scopul desfășurării de activități medicale. Concesionarea se face prin contractul de concesiune încheiat între primărie și concesionar, are calitatea de concedent în numele comunei, local, are calitatea de concesionar, medicul titular al cabinetului. Concesionarul se va institui cu respectarea următoarelor condiții. Funcționarea de cabinet medical, medicină de familie, pe durată de 15 ani. Primii 5 ani au o diminuare. Valoarea redevenței va fi de 1 euro metru pătrat. Cât a fost și la doamna doctor Ionescu, este bine, este un preț modic ca să încurajăm medicii de familie să vină la Cașin.
după primii 5 ani, nivelul minim al rezidenței să se stabilească de către concedent, pornind de la prețul piezii, sub care rezidența nu poate fi acceptată. Spațiile de folosință se compună respectiv bolul, sunt de așteptare, grupuri sanitare, sau de tratament, camere de sterilizare, fișiere, sunt puse la dispoziția concesionarului, sub formă de cotă indivisă pentru realizarea obiectivului de activitate specifică, fie cărei specialități medicale. Primarul, viceprimarul și aparatul de specialitate al primarului conduce la întâlnire prezentă la hotărâri. Domnul primar, cu întrebare, cu o slogă, în urmă, dar acum suntem la subiectul ăsta. Pe câți ani intenționați să concesionați spațiul medical? 15 ani. 15 ani, vreau. Da. Nu, doamnă făcută. 15 ani, da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, de Finanță, Ministerul Domeniului Public și Privat al României, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, a ajuns proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negocieri directe, în beneficiu dreptului primar, plus nu Comunei Barian, la două spații din imobilul dispensar roman medical din sat Cașin, Comuna Cașin, Brânzii Patrou, utilizat în scopul de sfârșit și desfășurării activităților medicale, în conformitate cu prevederile articolului 125. Și articolul 136, alineat 6 și alineat 7, în ordonanța de urgență numărul 57 din 2009, privind programul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Punctul următor, prin stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractor organizat cu familie ocupaționale, ca și pe viață prin aparatul de specialitate al primarului și comunal Cașin de Tupacov. În urma raportului de specialitate și omit de doamna secretară de Comerț Monica Florinela, începând cu data de 1 noiembrie 2022, indemnizația lunară de funcția de identitate publică a primarului se sacrifică de denunțarea coeficientului prevăzut în legea 853/2006 și cu modificări și completări utilizate ulterioare la cu salariul minim brut pe țară garantat în plata stabilit potrivit legii pentru anul 2021. Prevederile de articolul 11 alineatul 1.4 din legea anuală privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări ulterioare. Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrației din aparatul propriu al consiliilor județenii, primării și consilii locale, din instituțiile de serviciile publice de interes local și județean, din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc pentru hotărârea de consiliu local. A Consiliului Județean sau a Consiliului General al Municipalității București. După caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau după caz, reprezentanții salariaților. Nomenclatorul funcțiilor necesare, desfășurarea activității specifice, fiecare instituție sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor, sunt prevăzute în anexa 8, capitolul 1, punctul 3 și punctul 4. Stabilirea salariilor lunare potrivit al anunții se realizează de către urmatorul de credit, cu respectarea prevederilor articolului 25. Nivelul veniturilor salariale se stabilește în condițiile prevăzute de la aliniatul 1 și 3, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare, comun, oraș, municipiu, sector, București. Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților Consiliului Județene și primarul și viceprimarul unităților administrative, teritoriale sau care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri externe nerambursabile, precum și prin mecanismul de redresare și reziliență, se majorează că până la 50% din limita bugetului aprobat în această destinație. Prin excepție de la prevederea articolului 11, pentru personalul din aparatul propriu de la nivelul Consiliului Județene, primăriilor și Consiliului Locale sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean, din subordinea acestora, după caz, nominalizat în echipe de proiecte finanțare din fonduri europene nerambursabile sau fonduri externe nerambursabile, precum și personalul implicat în implementarea mecanismului de redresare și reziliență prevăzut la articolul 6, ordonanța de urgență a guvernului 155/2020. Privind unele măsuri pentru elaborarea raportului național de redresare și reziliență necesară în România. Având în vedere raportul audit 830
deci 6.816 din 38.2022, prin care se dispune și la măsură efectuarea de propuneri de către Consiliul de Administrație în vederea stabilirii salariilor de bază ale persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în mod diferențiat pe trete profesionale, la gradația 0, cu asigurarea posibilității persoanelor de a trece de la o treaptă la alta și la gradație, de la o gradație la alta. Văzând procesul verbal de consultare cu reprezentanții salariaților privind stabilirea salariilor de bază ca urmare a ridicării nivelului de venit și veniturilor salariale, potrivit legii 103/2023, numărul 3194 din 24.04.2024, se propune proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului în formă prezentată. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cașa, județul Bacău, cu luna aprilie 2023, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 36, alineat 6 și alineat 7 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emit avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, obiectivul investiției construite biserică ortodoxă, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenița Sofia, s-a prins acum una Cașin, în baza acordului de specialitate întocmit de doamna inginerul Mihaela Mădureanu. Noi am făcut recepția la lucrare, mai aveam de incalculat 2000 de lei de costă de incalculare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici, stimați doamne și domnule consilieri, investiția a fost aprobată în votul local. Indicatorii economici sunt următorii. Valoarea totală a investiției este de 3.045.000 de lei tot de TVA. Valoarea cheltuială a investiției este de 2.869.000 de lei, din care TVA 19%, adică 458.000 de lei. Valoarea C plus mea investiției este de 2.411.000 de lei fără TVA, având în vedere cele prezentate mai sus și baza legală menționată, există premisele pentru a se propune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, arătând proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici de la obiectivul de investiții, construirea Bisericii Ortodoxă, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenița Sofia din sat Curița, Comuna Cașa, județul Bacău, conform ordonanței numărul 5 din 2021, privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică. În conformitate cu prevederile articolului 126 și articolul 36, aliniat 6 și aliniat 7, în ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da, datorită ordonanței din 2021, așa se aprobă indicatorii la fiecare licență, pentru că din nou se actualizează. Următorul punct de pe ordinea de zi privind indexarea impozitelor și taxelor locale în anul 2024. În baza raportului de specialitate întocmit de doamna Ciculeanu, conform articolului 491 din legea 227/2015 din codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care costă într-o anumită sumă de lei, respectiv se indexează anual până la 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior.
comunicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Excepție fac mijloace de transport marfă, pentru că acestea se încadrează anual în rata de schimb a monedei euro în vigoare de la o zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an. Și, prin urmare, se propune majorarea cu indicele inflației de 13,8% publicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării Administrației pentru anul 2022. Pentru persoane juridice s-a stabilit cu o cotă de adițională de 16% rezultat al un procent de 1,5% pe anul 2024. Deci pentru anul 2024 inflația este de 13,8%. Comisia pentru programul de dezvoltare economică socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, jocătorie comunală, protecția vieții, servicii și informații, care rezolvă proiecte de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale și taxelor speciale aplicabile în anul 2024. În conformitate cu prevederile articolului 26, articolul 36, alineat 6 și alineat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2009, din codul administrativ, evită avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind modificarea și completarea, privind majorarea taxelor locale pe anul 2022. Am întrebat-o pe doamna Țipuleanu. În urma raportului de audit efectuat în anul 2022, conform articolului 49 din legea numărul 227 pe 2015 privind codul fiscal, în cadrul oricărei impozite sau oricărei taxe locale care contă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective pot fi majorate în funcție de următoarele criterii economice, sociale, geografice, urbanistice, precum și necesitățile bugetare locale, având în vedere că în ultima perioadă au crescut prețurile la utilități precum și la bunuri și materiale ce țin de cheltuieli și funcționare comunicașe, este necesară la această majorare și cu fondul bugetului local nu mai poate acoperi cheltuieli. Capuș propun aprobare majorarea cu 10% a taxelor locale, impozitelor și taxelor locale. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre de consiliu local, se aplică în anul fix, fiscal următor. Noi am dat această hotărâre, nu se modifică nimic, numai că ne-a, în urma raportului de audit, ne-a pus să fac mențiunea că pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, din fondul taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote procentuale, astfel încât coeficientul de 1,5% se majorează cu 10%, rezultând astfel un coeficient de 1,65%. Deci cei 1,5 s-au mărit cu 10%, rezultând 1,65%. Comisia pentru programul de dezvoltare economică socială, buget finanță, lăsată și cu data comunității, dezvoltare economică, protecția mediului, servicii și comunități, arătând proiectul de hotărâre privind modificare și completarea ușor și consiliului local. Numărul 15/13/2020, privind majorarea impozitului pe taxele locale pe anul 2020. În conformitate cu prevederile articolelor 26, 36, alineat 6 și alineat 6, din ordonanța de urgență numărul 56, limite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Dar nu aveți răbdare să
vă scris la cuvânt la final, dacă tot timpul te preocupați așa. Da. Pentru aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol în perioada 2020-2024, trimestrial în ședința Consiliului Local, prin grijă primar, se face o analiză în fiecare trimestru. Asamblea de înscriere a datelor în registrul agricol. Prin hotărâri se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității, pe linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin prezentele norme. În urma verificărilor s-a constatat că nu sunt înscrise denumire la străzi și numărul administrativ conform nomenclatorului stradal, cu excepția câtorva poziții. În ca și poziția domnului. Deci mai avem de completat cu denumiri și străzi în registrul agricol, inclusiv în Blașca, și sau câteva exemple. Cele de ori, ca la fiecare gospodărie, nu este înscris în caseta pot de identificare fiscală. O să completez. În Andrășești, la poziția 34, nu este completat codul de identificare fiscală. În numele trecut incorrect, mai lat Dafina, în loc de mai lat inițial a datului Dafina. Atât mai lat și în vasele este înscris greșit pe mai lat. Deci vă dau câteva exemple așa pe zone. La înscrierea capului gospodării la Mirel Ștodie, lipsește inițiala tatălui, nu are completată strada. O să completez. Lipsa de adrese și numere administrative, persoane fizice, persoane autorizate, intervine individuale și intervine familiare cu domiciliul fiscal în localitate, înscrise greșit, iar corecția nu este făcută la poziția 13. Deci am scos cele trecute în greșit, care urmează să le completeze, să le treacă corect. La volumul 1, în cașă, sunt semnalate aceleași modalități de înscriere, lipsă, semnături, declarat, lipsă, adresă, capitolului incomplete și necompletate. Datele nu sunt la zi. Este trecută greșit în T4, în loc de T1. Poziții deschise cu numele 5, 12, 13, 14. În concluzie, registrele agricole informate cărbunieri nu sunt la zi, dar le vom aduce la zi. Nu sunt ținute în paralel cu registrele agricole. Dar oricum s-au făcut progrese de când a venit și doamna Andreea Alexandru și doamna Milica îi completează mai repede registrele agricole, pentru că are bună de ajutor pe doamna Alexandru Andreea. Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială și gestionată, administrarea domeniului public și privat al României, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Analizând proiect de hotărâre privind analiza studiului de înscriere a datelor de registrul agricol și a stabilirii măsurilor de eficientizare a acestei activități, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 36, alineat 6 și alineat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct privind aprobarea privind respingerea modificării sau ajustării tarifelor propuse de către compania Rompresc, se emis către OAT-urile membre, parte în contractul de concesiuni pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeruri. Da, adică o să aibă ședință AGA în 28, acum la sfârșitul lunii, și ei merg pe respingerea cererii de modificare sau ajustare și aplicare de pe compania Rompresc, Services A, tarifelor propuse. Se împuternicește domnului în
Curelia Costin, calitate de reprezentant al Comunei Cașins, în adunarea generală a AGA, a DIS Bacău, să voteze în confruntare cu prevederile articolului 1 și articolului 2 din prezenta hotărâre, în adunarea generală. Ei au trimis aici tarifele propuse, sunt afișate, și s-au respins de ei și ne cer, pentru că suntem membri în asociația ADIP, să dăm și noi hotărâre. Asta. Mai citiți o dată, care e mai zi. Păi, eu trebuie domnul Pio. Comisia pentru programe? Oricum, sau probabil au mărit și ei și s-au respins. Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, urgență, finanță, administrat pe rândul publicului și strada română, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiect de hotărâre privind respingerea modificării, ajustării tarifelor propuse de către SRC, compania Rompre Services, ATR, OAT-urile membre, parte în contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale de Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 26, articolul 36, alineat 6 și alineat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Vom trece la punctele care le-am subliniat la domnului, privind includerea teritoriului Vatiei Cașin în parteneriatul liber, că Valea Brutușului pentru implementarea strategiei de dezvoltare. În urma raportului de specialitate, întocmit de doamna Mihaela Bureanu, Comuna Cașin are calitate de membru în Asociația GAL Valea Brutușului pentru necesitatea accesării sub măsuri 19.1 sprijin pregătitor pentru elaborarea noii strategii. Se face o nouă strategie de dezvoltare locală GAL Valea Brutușului cu finanțare prin planul strategic 2023-2027, prin intermediul parteneriatului lider, așa se numește, lider care vara se va stabili în continuare în următoarele luându-se în calcul precizările ghidului solicitant pentru accesarea sumăsurii sprijin axa lider. Teroarea unui proces de consultare și animare realizat la nivel local, cu implicarea în mod activ a actorilor locali și organizațiilor din teritoriu. În acest fel pot fi analizate nevoile și oportunitățile de dezvoltare prin dezvoltarea unui mecanism de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei. Atât galul de autorizate de dezvoltare în perioada 2014-2019 și parteneriatele noi pot beneficia de sprijinul pregătitor în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală, care vizează următoarea perioadă de programare. Sursa de finanțare pentru acest tip de sprijin este constituită de voturi aferente lider pentru perioada de tranziție. Față de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite premisele legale pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aderarea OAT-ului ca și la noul parteneriat GAL Valea Brutușului, accesării sub măsurii 19.1, sprijin pregătitor pentru selecția și implementarea strategiei de dezvoltare locală 2020-2027 și propunerea spre aprobare proiectului de hotărâre în forma prezentată. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiect de hotărâre privind includerea teritoriului UAF, Comuna Cașin, în parteneriatul lider GALA de Valea Brutușului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală cu finanțare prin planul strategic 2023-2027 în conformitate cu prevederile articolului 126, articolul 136, alineat 6 și alineat 7 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 prin codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Ultimul punct, privind aprobarea participării
Unității Administrative Teritoriale din Comuna Cașina, programul privind casarea autovehiculelor uzate. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunii noastre la programul privind casarea autovehiculelor uzate, având în vedere preocuparea primarie a autorităților locale pentru creșterea calității aerului, protecția spațiilor verzi, utilizarea rapidă a locurilor de parcare, considerăm că este necesară eliminarea de trafic a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare și implicit participarea la programul privind casarea autovehiculelor uzate. Programul este derulat cu cofinanțare administrația fondului de mediu. Printre intermediul programului, persoanele fizice vor primi de la unitățile administrative teritoriale cu domiciliu de domiciliu un stimulet cu valoare de 6 de lei, cu condiția de a nu achiziționa un autoturism cu normă de poluare Euro 5 sau inferioară termen de 3 ani de la primirea stimuletului. Asta e o condiție. Pentru a primi stimuletul de casare, proprietarul unei mașini vechi, conform dreptului de finanțare și a procedurii la program, va trebui să îndeplinească următoarele condiții. Este persoană fizică cu domiciliu pe raza Unității Administrative Teritoriale Cașin, deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale a comunii, cu excepția persoanei fizice care a dovedit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale. O să punem noi și pe pagina comunii informațiile astea, cu condițiile de participare. Nu este înregistrat cu obligațiuni restante de plată a taxelor sau impozitelor. Nu a obținut sau nu, și nu este pe care să obțină finanțare pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare inclusiv, prin programul de simulare a noii parcă 2020-2024. Nu este condamnat prin infracțiuni corectoare a mediului. Primărul de trebărească de indivă. Este înregistrat în evidențele fiscale a ale unităților administrative teritoriale. La data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. O să ne scriem și noi în agenția sa fondului de mediu și care cetățenii vor depune solicitări către noi, care întrunesc condițiile care le-am citit mai devreme și după care să avem și sursa financiară să putem, dar deocamdată e un pas, să demarăm. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, adresarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de lege privind aprobarea participării unității administrative teritoriale Comuna Cașina la programul privind casarea autovehiculelor uzate, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 36, alineat 6 și alineat 7, din ordonanța 0357. În 2019, prin directorul administrativ, emite avizul cu privire la votarea proiectului de hotărâre. Dacă doriți, vă invităm să luați cuvântul în legătură cu materia prezentată. În primul rând, vreau să vă spun, Hristos a înviat. Și mulți ani cu Hristos și Dumnezeu cel Mare. Astăzi, vor da ziua de mai multe proiecte, s-a durat destul de mult. Este bine că sunt proiecte ordinarii, înseamnă că există și activitate din partea administrației publice locale și a Consiliului Local. La proiect de rectificare a Consiliului Local, am văzut că s-au făcut niște majorări la venituri, la venituri, s-au încasat mai mult decât s-a prognozat la începutul anului când s-a făcut bugetul. La suma de 100.000 de lei am înțeles că este doar fir pentru terenul în Curtea Școlii, acea sumă. Dar suntem de acord cu rectificarea de buget. Vis-a-vis de ultimul punct care ați prezentat dumneavoastră, spunând că s-a aderat și noi la programul RABLA de care să acordăm acea sumă de 600 de lei pentru cei care vor să mașinile vechi și le predea pentru
în acest program, era normal dacă doamna contabilă prindea rectificarea astea, o sumă cât de mică, să fie. Și 1000 de lei dacă prindea, nu aprobăm, urmă bugetăm. Dar în fine, o să bugeteze la momentul potrivit, cred că o să mai avem ședințe din care o să fac rectificare și în acest sens. La proiectul 2, cu execuția bugetară, el se face trimestrial. Am ascultat pe scurt ce a gândit domnul primar. Suntem de acord, nu avem nimic de obiectat. La proiectul 3, de lucrări pe ordinea zi, și anume aprobarea contractării unui împrumut de valoare de 1.300.000 de lei, adică 30 miliarde de bani vechi, 13 miliarde de bani vechi, scuze, am o obiecțiune în sensul că domnul primar dimite pe față și își întăcoți invocat. Mai înainte s-a discutat și a spus domnul primar că această sumă va fi înapoiată din banii care îi va da Delgaz. În proiectul de hotărâre pentru aprobarea acestei hotărâri cu împrumutul, la articolul 3 scrie: din bugetul local al Comunei Cașe se asigură integral plata, iar serviciul anual datorii publice locale se întinde pe 3 ani, deci pe 30 de luni, nu pe un an de zile. Deci valoarea împrumutului este promovată la 1.300.000 de lei, perioada de creditare 30 de luni, perioada de plată 6 luni. Ce înseamnă asta? 36 de luni înseamnă 3 ani. Ea se întinde conform ceea ce doamna Jocaru a scris aici, probabil că a fost la o bancă și s-a oferit această ofertă, pe 3 ani, pe 2023, 2024, 2025. Da? Iar dobânda în final va ajunge undeva la 242.103 lei, adică la 2 miliarde de jumătate. Probabil și mai mult, că știți prea bine rata inflației româniană. Nu o să scadă, crește și roborul va ajunge tot timpul dobânda la credit. Văd că este raportată la robor. Deci nu este prima de zile, este pe 3 ani, iar toată se face integral din bugetul local. O să mi se aducă sigur la cunoștință că și eu, în calitate de primar, în 2015, am contractat un împrumut. Da, într-adevăr, am contractat un împrumut de 2 miliarde jumătate pentru terenul de sport din Punta Nasa. Dar aveam încheiat contract cu AFIR Iași pentru o valoare de 100.000 de euro. Deci era finanțarea 100% de la AFIR. Când am început lucrarea, nu am cerut avans la AFIR, am făcut bani, a fost nevoie să facem împrumutul. Imediat cum a făcut construcțiul lucrări, valoare de 2 miliarde de jumătate, s-a făcut situația de dată. S-au decontat la fire, iar banii au fost dați la bancă. Asta însemnând 3 luni. Nici măcar dobândă de la bancă atunci. Nici măcar dobândă. Acum vorbim de o privată pe lungă și cu bani care vor fi dați din bugetul local. Vă aduc aminte că în 2008, când am preluat conducerea primăriei împreună, eu fiind viceprimar, dumneavoastră primar, am găsit în bugetul local o sumă de vreo 10 miliarde, presumativ, lăsată de primarul ăsta. În 2020, când am predat mandatul primar, am lăsat iar o sumă în bugetul local de 20 miliarde necheltuiți. Ca să nu zic excedent bugetar, fiindcă foarte multă lume de acasă poate nu cunoaște acest termen de excedent. În 2012, când ați predat mandatul primar, a fost numai pe invers. Am preluat cu datorii, la cel că vin de la curță, două contracte, unul încheiat cu bugetat parțial, iar un contract care nu a avut buget deloc, pe care l-am și anulat instanță. Bașca a spus și penalități de întârziere la zi, la lucrări de 1%. Adică ți-ai dat sigur că a pus 1% pentru că nu ai bani. Ceea ce a ajuns la acele penalități, la acei bani dați, și mandatul meu și mandatul actual. Am avut la cunoștință și în execuție istoricul acestui cămin la Prința și apam plecutul acolo și chiar vă invit, dacă credeți că am o vină, public spun, să-mi faceți o plângere penală, că chiar aș vrea să fiu achetat cu privire la cămin la Prința. Acelor deficiențe de acolo, care până acum s-au achitat cu 26 de miliarde, în plus, fără a se face nicio lucrare. Mai mult atât, cam asta. Suntem de acord cu extinderea ținerii de gaze la Curița, că și cu extinderea trebuie să aibă rețea de gaz, indiferent cât se vor branșa sau nu se vor branșa această rețea, dar era normal ca înainte de a face licitația și a cheia contractul, să veniți cu propunerea de împrumut. Să o analizăm, să o aprobăm, aveați bani, făceați licitația și încheiați contractul și lucrarea era bugetară. Atât vă întreb, dacă cumva nu aprobă banca, ce faceți atunci? Ați cheltuit un contract. Veți intra în penalități cu construcțul, un litigiu cu el. Dacă cumva astăzi Consiliul Local nu va aproba,
Da, cu siguranță va aproba că aveți 7 consilieri PSD care votează așa cum le dictați dumneavoastră. Cam atât am avut spus la acest punct, la punctul cu împrumutul. Voi trece mai departe. Cu asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate pe venirii gestionării situației de urgență, suntem de acord. Toate ne-ar trebui asigurate și avem multe lipsuri la acest capitol. Privind perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate pe venirii gestionării situației de urgență al Comunei Cașin, suntem de acord, dar am repetat aici. La proiectul următor, cu văd că se face o concesiune pe un termen de 15 ani. Doamna doctor, dar aici dânsa o vârstă. Cred că în 5, 6, 7, 8 ani va și la pensie. Acum v-ați gândit... Bine, că doamna doctor nu va putea concesiona mai departe. Că legea concesiunii spune că concesionar nu poate să dea mai departe. Dar să nu avem probleme atunci. Că nu cred că vom avea, că doamna doctor este cășmineacă de noastră și este o doamnă cu excelență. Dar, na, mă gândesc că perioada este cu totuși cam mare 15 ani. La proiectul privind scăderea salariului de bază de funcționari publici, ați citit într-adevăr, dar n-a spus nimic concret. Adică la ce valoare au ajuns salariile funcționarilor și nici salariul dumneavoastră. Într-adevăr, în decembrie 2022 s-a dat legea 103, dată în Parlamentul României, pe 18 decembrie, prin care au stabilit că de la 1 noiembrie, începând de la președintele României până la ultimul primar, viceprimar de legătate din țară, cuantumul coeficientul care le au fiecare se asemănțează cu suma de 2300 și nu 2080 de lei. Automat s-a mărit indemnizația primarului, începând cu 1 noiembrie 2022. Banii, în urmă, îi va lua, probabil cu dispoziție sau fără dispoziție pe este lege, primarul și viceprimarul. Acum v-a dus la cunoștință că în proiectul tărării n-am văzut scris numit de consilier. Aveți de când să dați vouă dispoziție rectificativă prin care și consilierii locali, care nu au o sumă, o indemnizație impusă printr-o sumă, ci au o indemnizație impusă printr-un procent de 10% aprobat de consiliul local, care se ia din indemnizația primară. Acum, dacă va crescut dumneavoastră indemnizația, automat, logic și normal și legal, și consilierii locali ar trebui să beneficieze din noiembrie de un rest de plată privind această indemnizație. Iar la 1 mai, cu toată lumea. Și vă spun de ce zic asta și cred că este legal, ceea ce nu cred că este. Este și legal. Am și o scrisoare de la sindicatul ASCOR, pe care a dus la știință toate unitățile administrative din țară. Este că dacă se diminua, dau un exemplu, prin lege, salariul primarului din 1 noiembrie 2022 și trebuia să dea bani înapoi până în aprilie, nu dea și negociere? Dar nu, avea și noi legea sută în același salariu. Și atunci și mă trebuia să dăm înapoi diferența de bani luată în plus. Văd că salariul domnului primar a ajuns la valoarea brut 10.350 de lei, va lua în fund vreo 6.000 și ceva de lei, un salariu care va zice că ar merita un primar care muncește și nu este nesimțit, așa cum domnul primar Curelea spunea în campania electorală că Soroi are un salariu nesimțit și ce din primărie la fel. Este un salariu care, la costurile și cheltuieli zilele de astăzi, nu rupe în gura târgul, zic eu, dar când vorbim și atunci fac multe afirmații contra altor persoane, trebuie să ne gândim pe viitor, poate și noi vom fi în locul lor. Da. Văd că domnul viceprimar salariul va fi de 8.050 de lei, iar la funcționari, în funcție de gradație, se duce într-un fel, ar găsi comentarii, nu este făcut chiar cum ar trebui, conform ierarhizării. La domnul doamna, probabil doamna contabil, cum l-am tocmit, o să apară discuții, vă spun, mai târziu. Baza acestui anexe și acest proiect de hotărâre din partea colegiului noastră din primărie. Următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorului termenului economic. Da, într-adevăr, trebuie să facem instaurarea bisericii. Biserica probabil că va fi introdusă în domeniul public al Comunei Cașin. Cred că va fi introdusă așa. Și a fost dată la administrare bisericii parohiei Curița, că ea a fost făcută din bani publici. Așa a fost și contractul donației pe care l-am încheiat în 2016 cu Părintele Căciulă la Rosariat. În urma terminării obiectivului, să fie donat înapoi parohiei.
Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitului taxe locale pe anul 2024. Aici mai avem și un proiect cu 2024. Da, într-adevăr, indicele de inflație acum, la ora asta, este 13,8. Mare, greurează și mai mult cetățenii comunicați și primăriile taxe și impozitelor. Salariile pensiilor, pe cum știți, au rămas la fel sau au crescut și celelalte prețuri la produse, carburanți, energie și așa mai departe. Dar e o problemă la majorarea pe 2022. Să ajungă la acea cotă de 1,65. Deci este o majorare practic de 10%. La 1,5% cota cu care se impozitează fiecare metru pătrat de teren și construcție va ajunge la 1,65. Asta înseamnă că un cetățean care și-a plătit impozitul până la 31 martie pe 2022 va avea surpriză dacă vă mai apărea o codiță de impozit. V-am trimis mai de bani, cât vine la primărie, calculatorul... Acolo nu este, nu? Așa nu se modifică, că păi? Se mai... Trebuie doar mențiunea. Nu vă majora. Trebuie făcută mențiunea că ăla 1,65% cuprinde majorarea de 10%. Asta trebuia făcut, că așa ne-a zis auditul. Eu așa văd, a zis auditul, da, dar nu se mai mărește cu încă 10%. Nu, eu văd așa, că... Dar nu s-a scris, eu am făcut o rectificare. Eu făceam o rectificare în sensul acest punct. Nu, dar scrie acolo în tabel, cuprinde mărirea de 10% la steluță. Bă, la cota de 1,5 s-a adăugat o majorare. Da, și clar. Trebuie 1,65. Păi 1,65 a fost și înainte. Deci 1,65. Asta ar trebui mențiunea că cuprinde majorarea de 10%. Trebuia să faceți o hotărâre rectificativă în sensul ăsta. Este rectificativ așa. Nu scrie. Ei, ce scrie? Modificarea și completarea cu steluța aia care v-a spus că ăsta 1,65 cuprinde majorarea. Doamna secretar, dați să mă scopiți, vă rog frumos. La urmă, n-am deci ați înțeles greșit. Asta este măsura dată de... Bun, dacă este așa, dacă este dacă este așa, foarte bine. Înseamnă că eu n-am înțeles bine ce scrie și vorbi și fii clar să mărești cu 10% și cu cetățenii nu vorba da bani. Foarte bine că nu vor mai da bani, n-ați dacă era mărit cu 10%, 1,65 era înmulțit cu 10%. Și era altceva. Eu mă repet cu datul toată de rând. Dacă nu este cu ta scris aici, cu 10, se băgea cu 10%, poți să-l aplici. Deci, mai departe. Deci, mai departe, da? Am o terminat, deci nu... Deci acolo nu se modifică nimic. Doar ți-am bine că nu se modifică și cetățenii nu mai au dat bani în plus la impozit. Păi nu mai au. Păi foarte bine. La proiectul de hotărâre privind analizarea cadrului de înscriere a datelor cu registrul agricol, am văzut că acolo s-a constatat că către doamna secretară, probabil că dânsa a făcut verificările la registru, ca și obligativitatea conform legii și apei și postului, să verifice acuzate registrul agricol, am observat niște greșeli foarte grave. Nu poți să ai o poziție de rol deschisă la un cetățean fără să ai CNP-ul, fără să ai... Deci, date de identificare, care se cere oricine în țara asta, cu caracter, cu DGPR-ul, respectând DGPR-ul. Multe localități din județul Bacău au renunțat de mult, după un an, doi ani zile, la registrul agricol și au trecut toate pe registrul electronic. Oare la noi ce se așteaptă? Se așteaptă calendari grecești, mergem așa pe registrul agricol, când alții au renunțat, mă repet, și țin în evidența registrul agricol electronic și o țin chiar foarte, foarte, foarte bine. Cu adibul, am văzut, cu adibul, vor să facă să mărească prețul la colectarea deșeurilor. Vom vedea, domnul primar, astăzi cred că o aprobă cu toți și vom puternici, să vedem cu ce răspunde vine, cu la ce prețul s-a aprobat, dacă au aprobat primarii de județ, dacă nu au aprobat, mă rog. Cam atât am avut spus, ceea ce am avut mai important, cred eu, și observațiile s-au făcut. Și încă o dată vă spun, când vorbesc documentat, vorbesc pe bază de hârtii, documente, probe și nu cu cuvinte în vânt. Spuse cum îi spus și altceva cu site-ul de socializare, că soroiul a fi făcut atât de. Soroiul, dacă făcea și energia până acum, nu stătea la masă cu dumneavoastră. Nu merea aceeași masă cu dumneavoastră. Dar, mă rog, a fost o campanie electorală uitată, dar acum va veni altele aici la anul, vom vedea ce concluzii au tras cetățenii comunicași în toți acești 4 ani și cam asta am spus, în ce scuze am urmit cam mult, dar nu vezi că... Dar nu le-am spus. Cu rompletul am spus, cu clar băiatul nu știu.
suntem de acord cu Rafa, am spus la început, nu trebuia prin principal buget o sumă cât de cât. Acum, când aproape că achisez la o acelea program. Da, vă mulțumesc. Mai dorește cineva să prea fonduri? Eu vreau, dar în afara punctelor de ordine de zi, pentru că am primat o rămânță de domnul primar, de ce nu crede de la Călinul Sarcul Cașă? Am stat. Pentru că, acum, faptul că sunt întrebat și de câți credeam oamenilor din Sarcul cu răspuns eronat, vor fi și de faptul că este televiziunea cu noi și să le spune dumneavoastră personal despre această lucrare. Da, bună întrebare aici. Aș vrea să dau câteva răspunsuri la ce mi-am propus consilierii. Atenție, domnul consilier Soroi, că nu mai folosiți cuvinte așa jignitoare și nefondate. E bine să vă abțineți să nu ne generăm în alte discuții. Eu vedeți că sunt cât de politicos cu toată lumea și nu vreau să intru în discuții nejustificate și cu abatere disciplinare. Ce postați cu noastră, treaba dumneavoastră pe pagina dumneavoastră de socialitate, scrieți, ștergeți, nu sunteți coerent în ceea ce produceți până la bun sfârșit idei de discuții, dar faptul că asta e subiectul dumneavoastră mai delicat, așa, din punctul dumneavoastră de vedere, cu creditul care îl face pentru rețeaua de gaze. Eu am spus și într-o ședință anterioară, nu știam cu ce sumă va câștiga licitația, firma respectivă, sau care au participat la licitație. Cred că ați făcut și dumneavoastră în mandatul de trecute și nu ați avut 100%, ați avut 50% cu o parte, ați spus de bugetul local, o parte a fost banii la fir. Astea sunt proiectele, sunt o parte finanțată 100% și faptul că am beneficiat de 12 km de rețea gratis în întreaga comună, pe extindere din Brașca, Cotița, Cotul Lucear, drumul Vidor, acum îi ajutăm și pe cei din Cotița cu încă 6 km. Faptul că trebuie să plătească și primăria și să-i vor recupera banii de la Delgaz la sfârșitul acestei lucrări. Dar cu ce scrie proiectul, dar ce vorbim? Dar vor contractul. Care-i contractul? Păi dar nu e adevărat ce spune, dar ce minții? Dar spune proiect că se vor recupera banii la împrumutul da, ăla, da, am lăsat să joc acasă, dar nu e... Da, am prezentat contractul în ședințele anterioare. Am spus o parte din bani revin de la Delgaz. Când, domnule, spuneți? 25% o parte din bani. Când bani? Total. Aveți contractul, noi nu avem. Cu toate că ați spus că ați dat contractul, faceți puncte. Câți bani? Nu mă lăsați să termin ceea ce am ascultat cu atenție. Acum lăsați-mă să... Eu acolo este o estimare. N-am făcut cu nicio bancă. Deocamdată. Pot fi credit pe 5 ani, pot fi pe 3 ani, pot fi pe 2 ani. Eu propun cu banii de la Delgaz să ducem la bun sfârșit în maxim un an de zile acest credit. Fiindcă mai avem nevoie de cofinanțare și la curtea școlii. Mai avem proiecte care sunt finanțate 100% acum la licitații la asfaltare. Dacă nu va veni nimeni la licitații la asfaltare, probabil, nu știu exact, poate vor veni. Și alte primării au procedat la fel. Au scos din nou la licitație, au suplimentat din buget local, s-au făcut credite. Important ca să nu pierdem finanțarea și să nu amânăm proiectele până anii următori. Să facem în acest an. Ce putem face? Gaze, asfaltări, cu salariu. Că eu am un salariu, cum a spus dumneavoastră, nu este exagerat, dar și munca noastră aici, și eu, și domnul vice, și dumneavoastră consilier, vedeți că ați apreciat de la bun început, a spus că avem atâtea puncte pe ordinea de zi. Deci înseamnă că activitatea este intensă în primărie și în comun să lucrează. Vremea ne-a ținut pe loc. Banii va apla intens. Contractele le avem semnate. Cu CNI-ul la Căminul Cultural a primit constructorul ordinea de reîncepere a lucrării. De la CNI, când spune CNI-ul că lucrați, atunci se lucrează. Cu data de 10 aprilie. Au venit sărbătorile pascale, s-au anins în perioada respectivă, a plouat după sărbători. Astăzi ne închinuim, am dezafectat centrala telefonică, cum și Nicușor Bășu și-a ridicat Chioșcu, a venit și rândul primăriei să dezafecteze centrala telefonică și o comutat 2-3 metri lateral. De luni, chiar dacă este 1 mai, constructorul va veni
la muncă și va duce lucrarea la bun sfârșit, dar condiții meteorologice, decât să vină oamenii să stea, s-au uitat și pe site-ul meu că stea în ploaie, preferă să vină cu tot echipamentul și să înceapă să continuă lucrarea la căminul cultural din casă. Deci, la fel și la gaze. Am căutat și ieri am căutat o locuință să putem casa niște constructori acolo, dar dacă nu găsim pe placul dânșilor, își vor căuta o treabă rău să găsească o locuință și să ducem la bun sfârșit. Eu cred că 4-6 luni această lucrare la gaze va fi finanțată ca de la anul să poată beneficia locuința lui Corița de această mobilitate necesară. Eu cred că am cam răspuns ambilor. Viața de indemnizații la consilieri cu acordat sau nu? Da, și consilierii locali beneficiază în funcție de procentele. O drastică și mă... Nu m-am pic, nu dau prin doamne. De unul. Dar de poziție cu care... Deci se referă la majorarea aia, dar o să analizăm. O să... Dar n-a lăsat în care. Deci eu trebuie să optim mai acum, dacă noi facem un amendament și o voi depune la proiectul hotărârii cu salariile, astăzi depun. Dar nu se aprobă să indemnizați în consilieri lor acum. Doamna Stelica, vă duc frumos să ne lăsați în pace, dacă noi vă apropăm vouă salariile și noi avem și noi un drept și câștigat prin lege. Avem o drept câștigat prin lege, deci lasă-l de indemnizat pe primarul, deci e clară situația, e clară și eu. Când dacă de specialitate este în jurul este. Nu, 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 dacă vă scădea, scădea și nouă automat, noi nu avem o sumă să avem cum au funcționari. Noi avem un procent de 10% din indemnitatea primară. Dacă e de 200.000, luăm atât, dacă e de 10.000, luăm atât. Vom analiza. Păi spuneți-mi acum, mă, cu consilierii. În urma rapoartelor de specialitate din partea biroului de specialitate, secretarul, bine, în sătul, aici un birou care e în sătul. Mai sunt persoane care vreau să strig la cuvânt? Sau mai am ceva de răspuns? Așa v-ați mai întrebat? Nu, asta v-ați răspuns, asta m-a întrebat ultimat. Vor mai fi licitații. Eu am încredere și cu canalizarea, și cu asfaltarea. Eu tot deci nu este, ca spunerea de cetățenii, că noi cerim o sumă mare. Este vorba, practic, o sumă modică, pe 5 luni de zile, 50 de mii de lei. 50 de lei. 50 de lei. Adică, 50 de lei. Adică nu e o sumă, zici că... Nu, 250 de lei. 250 de lei. Ei, nu e o sumă colosală. Nu am nimic. Am văzut de lei, deținem cu lecerim acum 10 de miliarde aici. Dar primarul își va lua. Și domnul viceprimar, mai mult, da, salariul este mare. Aparatul de specialitate. Și noi va face referat și vor propune. Bun. Să punem la vot. Aparatul. Care zice, domnul Perân sau... Sunteți de acord? Sunteți de acord? Nu, luați-i pe numărul frumos. Așa se projectează în sușință de păstit local cu oamenii... Dar putea să cupă abțineți la care spunea dumneavoastră. Nu, domnul primar, dar ce nu poate să trăiască doamna președinte? Le citește. Spuneți. La punctul 1, sunteți de acord? Deci, proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului local. Sunteți de acord? Împotrivă? Abține? Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 din anul 2023 al Comunei Cașmul de Bacău. Sunteți de acord? Împotrivă. Abține. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.300.000 de lei. Sunteți de acord? Noi ne abținem. Ne abținem. Dacă s-ar face produsul care ar fi ta cu 2 ani și am viitor, zicem așa, am fi de acord. Dar având vedere că cu 3 ani, abținem. Deci 6 abținem. Având vedere că cu 3 ani abținem, adică putem face un nou mandat cu datorii. Vă conservez cum să dată, nu? Da, fiecare o trebuie. Alegeți la patru. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și respectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Cașmul. Sunteți de acord? 13, da? Abține ceva? 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă pe ministrul doctorului uman cu Zoom Comănici Mariana, a două spații din mobiluri, dispensar normal medical din Zarcaș și Comuna Cașmul de Zbacău. Sunteți de acord?
Abține ceva? Domnul Soroiu. Da. Cum vă dați? Cu ce? La concesionare. Împotrivă? Abține? Nu. Deci 13 pe. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrației, din aparatul de specialitate al primarului, comunicat și dezbator. Sunteți de acord? Contrapunctul minim. Ar trebui să ia cadrul și menționarea noastră. Cum? Ar trebui să ia cadrul și menționarea noastră. Da, dar nu este în... Deci recalculare, asta este altceva. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici de la obiectivul construirii Bisericii Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muciniță Sofia din stat Curița, Comuna Cașin, județul Bacău, conform ordonanței numărul 15 din 2021, privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare pentru ajustarea prețurilor contractuale de achiziție publică. Sunteți de acord? Auzit la primăria unde lucrează domnul Soroiu. Da. Se recalculează salariile? Sigur. Stai sigur, la consilier, dacă un proiect de hotărâre și la funcționarii publici. Fiind coeficient de ierarhizare, acolo au coeficient. Legea este, legea nu se aplică retroactiv. Da. Am sorry, dar legea este în decembrie, se aplică doar din noiembrie. Nu e retroactiv? Cum e? Proiect de hotărâre cu fixarea și impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Sunteți de acord? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea harcelei numărul 80 din 5/12/2021 privind majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Sunteți de acord? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Sunteți de acord? Da. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării, ajustării tarifelor propuse de către 10 compania Rompres Service A, de către Hot Member parte din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Sunteți de acord? Punctul 12. Proiect de hotărâre privind includerea teritoriului poate Comuna Cașin în parteneriatul lider Gal Valea Trotușului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locale cu finanțare prin planul strategic 2023-2027. Și punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrative teritoriale Comuna Cașin la programul pentru privind casarea autovehiculelor uzate. Vă mulțumesc mult pentru participare. Putem declara fiată ședință, da? Da.